Bună tuturor! Știți de unde au apărut toate limbile astea pe care noi le vorbim în ziua de astăzi? De ce unii vorbesc engleză, unii germană, unii rusă? Haideți să deschidem Biblia împreună în Geneza, capitolul 11 și să citim cum Dumnezeu a încurcat limbile. Turnul Babel, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind de ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Shinar și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haide să facem cărămizi și să le ardem bine în foc, și cărămita le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haide să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat acum, nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haideți să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Dumnezeu limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Amin. Geneza, capitolul 11.